Dragilor, iată-ne la o nouă ediție Q&A la psiholog. Sunt aici în fața voastră să răspund întrebărilor pe care le-ați trimis la numărul de pe ecran. Vă invit să trimiteți întrebări la acest număr, pentru că în săptămânile următoare voi lua fiecare întrebare și voi răspunde la ea. Aștept întrebări legate de psihicul vostru, de conflicte interioare, de tot felul de probleme ce au legătură cu emoțiile voastre, însă vă reamintesc faptul că nu am cum să vă ofer sfaturi concrete la situațiile din viața voastră, niciun psiholog nu poate face asta în nicio emisiune și nici în cabinet. Dacă există o problemă grea și greu de dus, vă invit să mergeți la un specialist, pentru că doar așa puteți găsi voi singuri răspunsuri la întrebările voastre. Astăzi avem o întrebare de la o domnișoară de 25 de ani din Brașov, care ne spune că este într-o relație de 3 ani și părinții o împing să se căsătorească, însă ea simte că ea nu simte că e nici momentul și nici persoana potrivită. Și întreabă ce ar putea să facă. Evident că căsnicia, relația aceasta care se presupune să fie pe întreaga viață, este o relație foarte, foarte importantă și este decizia luării unei astfel de unui astfel de moment atât de important este crucială pentru viața fiecăruia dintre noi. Așa că e important să ne uităm în primul rând la ce vrem noi, nu la ce vor părinții noștri. Și iată că domnișoara din Brașov a spus că ea nu simte că este nici momentul, nici persoana. Niciuna dintre ele nu sunt potrivite pentru a se căsători. Deci, practic, dânsa și-a răspuns deja la întrebarea pe care mi-o adresa. Pentru că a te căsători doar pentru că ești împins de către părinți este o mare greșeală. Părinții, într-adevăr, poate au rămas în acea, cum să zic, blocați poate în ideea aceea că e bine să te căsătorești de tânăr, că e bine să fii la casa ta, să ai o familie, pentru că așa era acum 20, 30, 40 de ani, când oamenii își întemeiau familii la o vârstă foarte, foarte tânără. Însă lucrurile s-au schimbat, oamenii acum sunt mult mai liberi, vor să se distreze, vor să încerce, vor să experimenteze cât mai multe relații, cât mai multe tipuri de oameni, pentru a-și da seama ceea ce vor, cu cine vor să fie. Sau pot, dacă nu știu cu cine vor să fie, măcar să-și dea seama cu cine nu vor să fie. Așa că ceea ce încurajez este să, ca fiecare dintre noi care are de luat o astfel de decizie, să stea și să se gândească dacă a venit momentul să facă acest pas, pentru că este un pas foarte, foarte important, care nu trebuie făcut nici la îndemnul familiei, nici la presiunea familiei. Uneori familiile pot fi destul de persuasive și să, nu știu, să se pună condiții sau să se spună că dacă nu faci acest lucru, nu știu, vine să râd, poate că te dezmoștenesc sau eu știu, apar tot felul de situații. Viața este atât de complexă și sunt atât de multe situații care apar, încât unele foarte, foarte surprinzătoare. Este o decizie care are legătură cu ce ne dorim noi, cu ce fel de partener ne dorim, pentru că chiar dacă este vorba de un partener pe care părinții sau familia îl plac, dacă eu nu sunt hotărâtă să fac acest pas cu această persoană, familia nu ar trebui să aibă niciun cuvânt de spus. Mai este o altă presiune care poate veni pe principiul acesta că rămâi fată bătrână sau că ești prea în vârstă să fii tu băiat holtei și hai pune mâna și căsătorește-te, că uite, ai aproape 30 de ani și ce faci, că toată lumea este căsătorită și tu nu ești căsătorit. Iarăși, vârsta nu mai este ce a fost. Dacă vine din partea familiei un astfel de îndemn, are evident legătură cu ceea ce se întâmpla pe vremea lor, acum 20, 30, 40 de ani, când într-adevăr vârsta celor care se căsătoreau era mult mai apropiată de cea de 20 de ani. Însă, cum spuneam și mai devreme, lumea, societatea s-au schimbat și atunci aceste lucruri nu mai sunt
atât de importante, rămân fată bătrână. Nici nu cred că mai există conceptul acesta de fată bătrână în ziua de astăzi. O altă presiune poate veni de la prieteni, prietenii care poate că au făcut acest pas mai repede, poate că și-au întemeiat familie, au deja și copii și cumva te forțează și pe tine că uite, ai rămas singura sau singurul din grup care nu a făcut acest pas. Din nou, e nevoie de introspecție, e nevoie de un moment de asta cu tine să te uiți dacă acea persoană este cea potrivită pentru tine, pentru că a face acest pas doar pentru că toți ceilalți prieteni ai tăi s-au căsătorit este din nou o greșeală. E important să simți că vrei să faci acest lucru și este important să simți că acea persoană este cea care este potrivită pentru tine. Dacă, de exemplu, te-ai săturat să mergi singur la evenimente unde, dacă prietenii tăi s-au căsătorit, sunt în cuplu. Chiar aveam un client care îmi spunea în cabinet că nu mai vrea să meargă în vacanță cu prietenii lui pentru că toți prietenii sunt căsătoriți și el acum este singur și nu vrea să meargă în vacanță pentru că ce o să fac? Așa dacă era doar un city break, dar să mergi să stai la plajă sau la piscină și toți ceilalți să fie într-o relație, iată că sunt persoane care nu vor să facă acest lucru și atunci vine presiunea interioară, vai, eu sunt singur, ar trebui să mă căsătoresc. Iarăși, a face acest pas doar pentru că simți singurătatea foarte puternic și să alegi pe cineva doar din acest motiv, fără să te uiți la persoana cu care vrei să fii și să fie cea potrivită, nu este o idee bună. Adică doar, vai, mă simt singur, hai să văd pe cine pot să întâlnesc și dacă întâlnesc o persoană care e cât de cât ok, mă căsătoresc, pentru că și mama mi-a spus asta și prietenii mei au făcut asta și nici nu vreau să mă duc singur la evenimente. Iarăși, nu sunt niște motive care să te determine să faci acest pas. Un alt aspect foarte important este cel al partenerului, pentru că dacă sunteți într-o relație de multă vreme și partenerul poate la rândul lui este presat de familie, de prieteni, de cunoscuți sau poate chiar el își dorește, spun el, dar poate să fie o ea sau un el, adică partenerul își dorește să se căsătorească și pune presiune pe voi și vreți să faceți acest pas doar pentru că sunteți presați și pentru că partenerul își dorește acest lucru, iarăși nu este din punctul meu de vedere o idee bună, pentru că această decizie va aparține doar vouă. Indiferent ce spune partenerul, ce spune mama, ce spun prietenii, este o decizie atât de importantă încât nu poate veni nimeni să aleagă pentru voi și nu poate veni nimeni să pună presiune și să vă preseze. Și iarăși un alt tip de presiune ar putea fi că partenerul să vă spună dacă nu ne căsătorim eu plec și o să mă pierzi. Și pentru a nu pierde partenerul sunteți dispuși să faceți acest pas. Eu vă încurajez să vă mai gândiți, să stați puțin cu voi și la fel, să vă gândiți dacă acea persoană este potrivită pentru voi și dacă e momentul să faceți acest pas în viața voastră. E important să înțelegeți că atunci când vă gândiți la căsnicie, al rămâne în relația în care sunteți pe o perioadă cât se poate de lungă de timp, dacă nu pentru toată viața, înseamnă că e important să înțelegeți că această relație vă va atinge rănile din copilărie. În această relație e nevoie să fiți dispus să vă cunoașteți mai bine, să-l cunoașteți pe partener, să înțelegeți că partenerul vine și el cu rănile lui nevindecate. E important să fiți dispus să creșteți emoțional împreună. Să fiți în acea fază a vieții voastre în care să puteți să faceți asta. E important să puteți să faceți față unei dispute, atunci când vă certați, să nu aveți comportamentul de a fugi, de a deveni agresiv sau de a face orice să evitați acea discuție. Cumva căsătoria trebuie să vină într-un moment în care suntem mult mai maturi emoțional, pentru că o căsnicie presupune să înțelegem că celălalt este tot un copil rănit ca și noi, celălalt, dacă ne certăm, nu este ceva efectiv împotriva noastră, deci să nu luăm lucrurile personal. Practic avem nevoie de o anumită maturitate emoțională pe care nu avem la 20, 22, 25 de ani. Maturitatea asta emoțională vine după ce am trecut prin mai multe relații, prin mai multe situații, după ce ne-am descoperit noi înșine și ne-am dat seama cine suntem noi de fapt. Abia când ne dăm seama cine suntem, putem să mergem într-o astfel de relație
relație puternică, sănătoasă, asumată, conștientă, care să ducă la o căsătorie. Sper că domnișoara de 25 de ani din Brașov a adunat, să zicem, mai multe informații pentru a-și găsi singură răspunsul la întrebare, pe care de altfel cred că l-a și găsit până acum. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ați fost așa cu urechile ciulite și v-ați dat seama că, iată, căsătoria nu este și nu se face doar atunci când există o presiune exterioară. Este o alegere, o decizie asumată, importantă și un pas foarte, foarte important în viața noastră. Mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați de numărul de telefon unde puteți trimite întrebările voastre, iar eu sunt aici în fiecare săptămână să vă răspund. O zi ușoară, vă îmbrățișez!